Începem seria cu Passatul, v-am întrebat dacă vreți, a zis că vreți să vedeți clipuri cu Passatul, începem să modificăm Passatul și prima modificare, din punctul meu de vedere, este softul. Trebuie să rezolvăm problema puterii, să avem și noi puțin mai mult acolo, că nu e o mașină de curse, dar oricând se poate un pic mai mult. Și astăzi o să vă arăt cum se face un soft corect, cum se face un dyno corect, se face un dyno înainte, se face un dyno după și pentru asta o să mergem la prietenul nostru Mircea de la OBD Mark ca să facem softul, să facem dyno și să vedem ce putere are Passatul acum, stock, și ce putere o să aibă după ce terminăm cu softul. Eu sper să am o surpriză și sper să aveți și voi o surpriză. Hai să ne oprim la Mircea să vedem ce zice. Și hai că am și ajuns la OBD Mark, fix pe cibinul aici, numărul cât o fi. OBD Mark, OBD Mark. Frumoasă siglă. Hai să băgăm mașina. Ia, uite, ia uitați-vă ce frumos se intră în curtea asta. Oh! Dar ce frumos! Hai să vedem unde băgăm și noi mașina pe aici. Și să vedem ce face Mircică, nu? Boltă, mă băieți, asta vreau să vă zic. Boltă, nu-mi venea cuvântul. Deci intrați frumos prin bolta asta pe aici și ajungeți la electrică, mecanică și el este Mircea. Și a luat calculatorul, nu? De ce fugi de cameră? OBD Mark, da? Mașina este acum pe dyno, vedeți acolo rolele. Am prins-o cu chingile alea ca să nu plece, că e și multă putere aici. Și l-avem acolo pe Mircea și l-avem și pe Alex de la RSC Performance. Și o să vorbim și cu el mai încolo, care are niște mașini mișto pe aici, cum ar fi asta și încă una afară, de care să ne povestească. Dar hai să ne pregătim pentru primul run, să vedem cum merge mașina stock. Cred că suntem pregătiți pentru primul run. Ia să vedem. Încă nu. Ia tenăiți. Asta este primul run cu softul stock. Hai că încă nu i-a dat. Aha. Băi, ești nebun? Bă, sigur nu bubuie ceva? Nu știu dacă auzi sunetul ăsta. Eu n-am mai făcut în viața mea niciun dyno. Ăsta e primul run dyno pe orice mașină. E primul pe orice mașină din câte mașini am avut. Am mai avut softuri făcute, dar niciodată cu dyno. Ăsta e un dyno mai atipic. Cum se numește dyno ăsta? Dyno cu role. Primul dyno din România în aer liber. Cum zice Mircică, ăsta este primul dyno din România în aer liber. Nu merge pe 4x4, merge doar pe o tracțiune față sau spate, evident. Și vedeți că are o rampă făcută ca să te duci fix cu roțile pe role acolo. Și e foarte grăgioasă treaba. Nu-mi place când se aude așa și sper să nu bubuie ceva. Dar Năiță, care a făcut deja dyno la mașina lui, mi-a zis că este chiar lejer aici. El când a făcut în altă parte, undeva într-o hală, gălăgea era mult mai mare. Nu știu cât durează treaba asta, dar o să mergem să vedem și ce zice calculatorul, să vedem câți cai are mașina stock. Stock, stock, stock. Cum am cumpărat-o stock, așa verificăm câți cai are acum. Și după aia o să vedem câți cai o să aibă după soft, evident. Și vă povestesc eu mai multe detalii. Avem aici și graficul pentru primul run, mașina stock. Poate mulți nu înțelegeți ce e aici, dar o să ne explice Alex ca să înțeleg și eu ce înseamnă cifrele alea de acolo. Mașina în formă originală a scos 138,6 cai la 3650 de ture și 304,9 N la 2487 de ture. Deci, într-un fel, e bine sau e rău? Mașina având 150 normal în carte? E normal. Uzură, timp. Uzură, timp, kilometri mulți? Exact. 138 de cai, 6, aproape 139, ca să țineți și voi cont, da? Și ăsta este primul run, ăsta este runul cu softul stock, exact cum a venit el de fabrică. Acum ne pregătim pentru soft și ne pregătim pentru al doilea run. La al doilea run o să-l rog pe Alex să ne explice și ce înseamnă un run. O să-l rog pe Mircea să ne explice ce înseamnă un soft și în clipul ăsta o să aveți foarte multe explicații. Hai să mergem mai departe. Așa, avem aici laptopul cu interfața, da? În primul și în primul rând mi-a explicat Mircea că facem soft la cutie. De ce?
cutia automată, cutia DSG și vedeți că scrie aici DQ250MQB. Deci cutia noastră este DQ250 6+1. Cutia este limitată și în momentul când îi faci un soft, un stage 1 la mașină, la motor, cutia o să te limiteze. Așa că mai întâi trebuie să-i facă stage 1 la cutie. Ce înseamnă asta? Nu o să ne mai limiteze, crește cuplu maxim la care poate să urce motorul și o să răspundă și cutia mult mai bine, o să aibă lag mai mic și o să permită softului să meargă în siguranță și fără limitări. Asta face softul la cutie. Și acum scrie acolo status succes. Deci asta înseamnă că softul la cutie s-a făcut și așteptăm să vină și softul la engine. Și după aia, al doilea run. Dar până atunci hai să vorbim un pic cu Alex de la RSC Performance. Deci ați înțeles care e treaba. Mircea, OBD Mark, se ocupă de soft. Alex, RSC Performance, el se ocupă de dyno. Și împreună fac lucruri foarte mișto. Îl luăm pe Alex deoparte să ne explice ceva despre mașina lui de foarte mulți cai. Stați un pic așa că mergem și cu Alex la mașină la el acolo. Dar până una alta s-a scris, vedeți aici, status writing. S-a scris cutia și acum ce apare în stânga, EDC17C74. Ăsta este codul de la calculator și acum, în momentul ăsta, ce credeți? Scriem softul. MAPS 58%, 61%, 62%, 63%, 65%. Undeva scrie aici, ia uitați-vă, e-racing. Mi-a șters calculatorul. Sper să-l scrie la loc. În momentul ăsta se face softul, stage 1, safe, tot ce trebuie, să vedem câți căluți o să aibă mașina asta. Oh, după ce terminăm cu softulescu, o să-i dăm drumul la dyno, dar v-am zis, până atunci... s-a scris și softul. Hai să vedem ce facem, dacă dăm drumul la dyno sau dacă facem un mini interviu cu Alex. Îl avem aici pe Alex, care s-a apucat de treabă acolo și e pregătit pentru al doilea run și vreau să ne explice două vorbe rapid ce înseamnă un dyno run. Alex? Calibrăm cutia în primă fază, pe urmă măsurăm de plaja de 1500 de ture până pe la 4200 de ture, după aia vom scoate transmisia pe neutru, lăsăm din nou să-și măsoare pierderile de putere și așteptăm graficul. Și când iese graficul, practic ne zice puterea și ne zice și cuplu. Da, exact. Hai să-i dăm drumul la al doilea run și să vedem ce iese acolo. A ieșit și soarele frumos, bate pe noi, ne încălzește și roata se învârte, avem soft. Hai să vedem ce scoate run-ul ăsta, dacă ne face o surpriză plăcută sau nu. Țineți minte, 138, habar n-am, 139 de cai, mașina stock. Da, eu filmez aici și băieții fac caterincă în partea asta la altă. Toți. Așa e, când faci un filmuleț, toată lumea se strânge să vorbească. Eu nu știu dacă m-auziți, mă dau mai spate. Chiar sunt curios câți cai o să aibă mașina asta. Și bineînțeles că sunt curios și cum trage după aia. Ce îmi place să mă prim sub bolta asta frumoasă așa și să-mi citesc rezultatele de la dyno. Ia uitați-vă aici în colț, l-avem pe telefon la năiță, stai să mă opresc. 171,1 cai putere, da? Și 364,4 newton metru. Ăsta e rezultatul pe mașină acum de la 138,6 cai și 304,9 newton metri. Deci avem vreo 60 de newtoni la cuplu și la cai avem undeva la 30 ceva de cai în plus, ceea ce este foarte ok, foarte safe, nici nu vrea mai mult. Era ideea să răspundă mașina mai ușor și să meargă depășirile mai fin. Cam asta a fost cu softul, asta a fost cu dyno. Acum sper că ați înțeles și voi ce înseamnă un dyno, ce înseamnă un dyno run, ce înseamnă un soft. Singura chestie este că în momentul când faceți un soft, trebuie să mergeți la cineva de încredere. Hai să mergem mai departe, că mai avem ceva de vorbit. Sunt aici cu Alex de la RSC Performance, care ne face run-urile dyno și până una alta vreau să vă prezint un proiect foarte șmecher. Avem aici un BMW E46, care arată un pic diferit. Și Alex o să ne povestească un pic despre mașina asta, câți cai are. Mulți oricum. Și ce modificări s-au adus la motor? Alex, salut! Salut! Ce motor e ăsta, în primul rând? E un 2.5 M52 pe care l-am decomprimat. I-am făcut conversia la turbo. Turbină GT35 China. Micuță? Da. Așa? Mașina dezvoltă momentan asta 435 de cai la 1.5 bari. Doar 435 de cai? Doar 435 de cai. Doar 435 de cai. Se putea și mai mult cu un set de axe... Și să dăm drumul mai mult la avans, săream de 500 de cai 100%, dar am decis să mergem mai safe. Mașina e de competiție, vrem să meargă, dacă mergem la Arad, cum am fost și data trecută cu ea, dacă ne dăm de 20 de ori, vrem când ne-am dat jos din mașină,
să o oprim și data viitoare să o pornim, să nu avem nicio problemă. Și am făcut 500 de cai, dar momentan am cumpărat alt proiect și acesta va intra la... Mergem să vedem și proiectul ăla neapărat. La ce competiții mergi cu mașina? La Road Drag. La Road Drag? Da, la Arad. Din păcate doar la Arad e anul ăsta. Vedem de la anul ce vor face băieții și dacă vom mai avea mașina aceasta anul viitor, dacă nu, cu cealaltă. Cu cealaltă care ar trebui să fie gata până atunci. Da. Am înțeles. Deci, în principiu, mașina de liniuțe. Exact. Făcută de tine. Da. Făcută 100% tot, mâna ta absolut aici. Tot. De la motor până doar evacuarea și sudurile n-au fost făcute, au fost făcute de George. Și în rest tot. Instalație electrică, motor, tot. Câștigă niște curse, sunt sigur. Etapa trecută, când am fost la Arad, am fost într-o configurație mai slabă. Din cauza că pe Dino, când noi am apucat, am terminat mașina, dau un exemplu, luni, competiția era sâmbătă, am apucat, am urcat-o pe Dino, marți am apucat o oră jumate cu ea pe Dino, după aia s-a rupt o curea la Dino, n-am mai putut să măsurăm și am zis, o lăsăm așa, mergem, pe conitasem undeva la 380-400 de cai, dar de fapt ea avea actual 300. Când nu apucasem să măsurăm nimic, am mers cu ea exact safe, am ajuns, ne-am dat de vreo 20 de ori la Arad, nu s-a stricat nimic. Am o sonă apoi intactă și când am văzut rezultatul după ce am remediat problema la Dino, ne-a dezamăgit și am dat drumul la butoane. S-au apăsat. Da, am dat drumul la presiuni și la avans și am dat și instalație de metanol, că aveam nevoie și de răcire. Și pentru că la Arad ne puneam la start, ne dădeam. Ne întorceam și fiind coada destul de mică, mașina încă era încinsă și am decis să punem și o instalație de metanol să ne răcească mai repede. Și practic în momentul ăsta mașina i-a dat cheie. Da, și te duci pe aia. Te duci pe aia la competiții, poți cu ei mai lipsește o singură chestie, o frână de mână hidraulică și poți să dai cu ea și la drift și la tot. Mașina are și suspensie și grup sudat și poți să dai și la drift și la drag și la... Ați auzit ce a zis? Doar îi dai cheie și te duci. Mai trebuie o frână hidraulică, nu-i mare lucru. Îi dai cheie, te-ai duci, te-ai dat la Road Drag. Mașina asta e de vânzare. De ce vinde mașina asta și cu câți bani o vinde, puteți să-l întrebați voi, că oricum o să găsiți numărul de telefon acolo și detalii de contact la descrierea clipului și puteți să vorbiți cu Alex dacă vreți să cumpărați mașina, să vă duceți și voi la evenimente. Mașina e deja făcută, credeți-mă, eu știu ce înseamnă. Munca asta de aici este foarte greu să o faci. El a făcut-o și de ce o vinde? Hai să vedem. Și avem în spate aici noul proiect al lui Alex. Este un TT. Ce este sub capotă? Ne arată el acum. Ce înseamnă asta? Măiță, tu știi ce înseamnă asta? 6 volți. 6 volți? Mai trebuie până la 12. Avem aici un V6 3.2 aspirat, bănuiesc, nu? Momentan, da. Aspirat. Și mașina asta, momentan, e stoc. Stoc, da. 100% stoc. Ce se întâmplă? După ce vindem BMW-ul? După ce vindem BMW-ul... O să arate și asta ca aia, nu? Cu... Mai pregătită, da. Care este scopul? Câți cai? În zona de 600-700 de cai. Deci de la 400 ceva momentan, vrei să duci? Momentan la 600-700 de cai. Deci ideea ta este să ajungi la 600-700 de cai, dar tot așa, când îi dai cheie, să poți să te dai cu ea. Exact. Nu să ai probleme, nu. Că mai sunt multe mașini făcute cu mulți cai, dar s-au dat odată și a crăpat ceva. Nu. Vrem să... Facem 6-700 de cai să fie de stradă, undeva la 10 secunde mașina va fi pe 400 de metri. Are o cutie de viteză automată DSG 6 rapoarte, 4x4 și urmează să fie făcută turbo. Ăsta e nou proiect, o să fie o mașină super mișto. O să-l vedeți dacă mergeți la Road Drag, la liniuțe, da? O să vedeți mașina asta sigur. După ce pleacă aia, aici o să arate complet diferit. Mulțumim frumos, Alex! Cu mare plăcere! Hai să dăm al doilea run. Să vedem și Passatul la 300-500 de cai. Am plecat de la băieți și cred că e timpul să vedem cum se comportă asta. Am pus-o în sport. Ia să vedem. Deci mult mai ok față de data trecută. Dar nu avem unde să-i dăm. Că suntem și noi în oraș, mergem pe limita legală. Uite-l pe Chireașu. Te pup! Salut! Pup! Ia. Mergem puțin după păr? Nu. Dă-i drept aici. Noi acum facem teste de la 0 la 59.
la oră, să înțelegeți. Nu dăm cu viteză, nu dăm cu net. Am filmat bordul. Ia. Trage, frate. Da, în principiu o să am eu timp să mă joc mai mult cu ea. Na, merge fiecare zi, mai apeși pedala, mai faci o depășire, mai o alea, dar în principiu treaba este bună. Are, se simte un pic mai multă forță. Vă dați seama că nu e diferență enormă, că nu e ca și cum am dus cu 140 de cai și mi-au dat băieții 500 de cai. Mi-au dat 30 ceva de cai, se simte clar diferența, dar se simte bine cutia. Pur și simplu cutia parcă schimbă altfel. Deci am ieșit, mă, în sens. Dar te-am pus capul, nu? Cutia la prima vedere pare mai responsivă. Mânăița a mers și el cu mașina mai devreme și mi-a zis același lucru, că și el are DSG și parcă lipsește lagul ăla. Adică se mișcă un pic mai rapid. Și important e că nu avem nicio eroare. Deci poți să apăs pedala. Ia să-i dăm și pe drive un pic. Apăs pedala și e ok. N-am nicio eroare, nu intră în limp, nu face nimic. Da, cât așteptăm să ieșim aici în sens, că e trafic, nu știu câte ceasul, e ora 4, logic. Vreau să vă zic că știu că nu multă lume știe ce înseamnă un stage 1 și există multe mituri, mare majoritate sunt greșite. De exemplu, dacă îi faci soft la mașină, consumă mai mult, era să facă accident. Nu e adevărat. Sau dacă îi faci soft la mașină, s-ar putea să consume mai puțin, atâta timp cât nu apeși pedala la fund, ca nebunul. Dacă îi faci soft și mergi numai în ture, da, o să consume mai mult mașina, evident, dar dacă tu mergi normal, ca un om normal pe stradă, mașina s-ar putea să consume mai puțin în momentul când ai un soft, că merge mai relaxată și atunci are consumul mai mic. Ăsta este un mit pe care l-am auzit de 7000 de ori până acum, și pe forumuri, și pe net, și printre prieteni, și printre oameni, peste tot. Am auzit treaba asta, nu-i fac soft la mașină, domne, că consumă mai mult. Că se strică ceva. Și ăsta e al doilea mit, nu-i fac soft că se strică ceva, de-aia există conceptul de soft safe. Pentru că există și probabil că băieții poate să-mi dea și 150 de cai dacă vreau peste 150 ai mei. Dar asta nu înseamnă că e safe. Stage 1 înseamnă un soft care este sigur și nu strică mașina. Asta înseamnă stage 1 safe. Da, zici că pe așa e tuning-ul la pasaj, jumătăți de măsură. Zic. Poți să zic acum? Da. Am ajuns la cuib. Am vorbit și despre mituri, cam astea sunt cele mai mari mituri, că se strică sau consumă mai mult, sau că cutia automată nu merge soft făcut la ea. Poate sunt cutiile aia de la Audi, multitronicurile alea, habar n-am. Dar pe cutia automată DSG, păi asta e făcută pentru așa ceva. Năiță știe că are 200 și ceva de cai pe același DSG. Deci DSG-ul este genial pentru viteză. Noi n-am făcut soft pentru viteză, l-am făcut mai mult pentru YouTube, l-am făcut ca poate scade și consumul, l-am făcut ca atunci când vreau să apăs accelerația să fac o depășire să pot să o fac și l-am făcut și pentru cutie, sincer, pentru că am auzit că softul la cutie rezolvă problemele astea de mini laguri și responsiveness, cum zice Năiță, dacă există cuvântul ăsta, scrieți-mi în comentarii. L-am făcut ca să se miște și cutia puțin mai ok. Și cam asta e, hai să mergem înăuntru că aici e cald și să terminăm și clipul ăsta. Altfel stai aparcată cu soft. Înainte să terminăm clipul ăsta, vreau să vă zic ceva. În primul și în primul rând, dacă nu sunteți abonați, vă rog frumos loviți butonul de subscribe, pentru că nu aveți nimic de pierdut, nu costă bani și ne ajutați foarte mult să creștem împreună, să facem clipuri din ce în ce mai mișto. În al doilea rând, clipul de astăzi face parte din playlistul Passat B8, pentru că nu este prima oară când modificăm ceva la mașina asta. Câteva exemple ar fi: alarma pe care am pus-o, sistemul audio pe care l-am pus, am lăcuit și negrit farurile și am schimbat toate becurile cu LED-uri, am montat mustățile alea galbene în fața acolo, am pus dungile astea, am pus jantele astea, am pus capacele alea cu dulou, am scris acolo pe ele, pe la interior plafon Alcantara, nu sunt foarte multe modificări, dar sunt câteva și există deja un playlist și mai urmează. Și întrebarea mea pentru voi este:
ce vreți să mai facem la mașina asta, cum am făcut softul, în următorul episod cu Passatul, cam ce ați vrea să vedeți la mașina asta. Am și eu multe idei, foarte multe idei, și dacă ne-am apropiat acum destul de mult de finalul proiectului cu Seatul, avem mai mult timp să ne ocupăm și de asta, cât putem. Uitați-vă bine la ea, scrieți-mi în comentarii ce ați vrea voi să vedeți modificat la mașina asta. Să vă dau niște exemple, să dispară dungile alea galbene, să punem alte dungi galbene, să schimbăm jantele, ceva la evacuare, stopurile astea să le facem ceva, volanul care e cojit, oricum trebuie să-i facem ceva, interior, motor. Scrieți acolo în comentarii, pentru că la Seat, de exemplu, mi-ați dat foarte multe idei, foarte multe idei. Și am folosit multe din ideile voastre pe Seat și au avut mare succes. Așa că ascult ideile voastre. De-aia vă zic să comentați și oricum trebuie să comentați, pentru că nu uitați, activitatea voastră vă poate aduce un loc în finala Seat Ibiza, acolo când trebuie să țineți mâna să câștigați mașina. Cu cât sunteți mai activi, cu atât aveți mai multe șanse să ajungeți unul din cei 20 de oameni care vor participa la extragere, pe live, cu Ibiza, care e pe undeva pe acolo. Hai să ne vedem data viitoare, să vedem ce vă mai pregătesc pentru duminica viitoare. Nu uitați să scrieți în comentarii, nu uitați să dați subscribe dacă nu sunteți abonați și dați și un like acolo, pentru că poate v-a plăcut clipul ăsta. Mulțumim încă o dată, Alex, RSC Performance, Mircea, OBD Mark, ați fost minunați, mașina merge foarte bine, ne vedem data viitoare, baftă duloilor!